Neața, neața, ne-am întors. Am remediat și problema cu sunetul. Sper. Sunt mare chestie. Uite, de exemplu, dacă ai văzut, dacă pui luminile în automat, da? Normal ar fi când, știi, când o scoți la lumină să se stingă și când și la întuneric să te aprindă. Ia, cum spun, dacă le pui în automat, stă lumina. O să vedem acum ce-i dă pe diagnoză. Avem un F10 cu drivetrain pe navigație, pe Navi. O să inert o procedură clasică de diagnostic sau diagnosticare sau identificare a erori. Bineînțeles cu ISTA. Alin este maestru de ceremonie aici. Să vedem ce ne apare. Ori Crăciun, ori Paștele navigații. Hai să vedem. Cred că ai identificat. Să am nevoie de la voi de un moment dacă m-au zis bine, că am schimbat microfonul. Deci avem un N47, codul de motor, nu că văd, văd, Alin, avem aici cu zoom. Ok, cu galben momentan și cu verde. Da. Ce, zici cu scroll sau fără scroll? E la erori. Cu scroll. Cu scroll înseamnă că o să dăm în jos, să vedem câte erori. Ah, hai, care puțin. Doar. Doar. Și nu le-ai identificat pe toate, mai avem, probabil. Vișan Adrian, dacă tot ne urmăresc, spune și mie, te rog, dacă mă auzi bine. Salut, Sebastian. Până în momentul de față n-a pierdut nimeni garanția făcând la noi revizia, dar acum știi cum e, părerile sunt împărțite. Avem clienți care vin și fac reviziile la noi, fără să fi pierdut garanția la BMW. Mai departe, fiecare este pe răspunderea lui. Mersi frumos, băieți! Ia mă, ce avem? 58. Două scrolluri sau trei scrolluri în jos? Doar două. Lasă aici, Alin. Ce era cu de ofertă mai din carton? Și ce mai e? A, e indicator și... Antonio, ce ofertă mai din? Antonio? Antonio? Blondule! Dacă ești la o țigară... Te-a întrebat dacă ești la o țigară. Dacă ești la o țigară, suntem live de asta. Să... Așa, te rog frumos. Ia mă ce am. Nimeni de asta. Mamă, încă mai are. Hai că cu ocazia asta poate avem și de făcut un test eghere. Vedeți mai multe teste pe care le facem pe mașini mai normal. Bogdan Suciu, cum adică, ups, păzea că e aproape gata. Salut, Maria Marica. Mulțumesc pentru comentariu. Am luat chiar microfon profi acum, dacă vreau dau și 10 decibeli în plus. Nu mai vine. Stai că nu înțeleg nimic. Mamă, 58 de bucăți. Hai să-i tragem capătul, să vedem care e traf. Vezi, poate mai găsești vreo 3 pe aici. Păi nu știu să în distribuție, întâi să faceți din echipul complet. Ia să vedem cum s-a luat. Hai, care zor. Oprește! Oprește-o că stai de acolo. Să aude grav de știuția. Da? Da, o dată sau? Nu mai, să stai de acolo, ești bun. Sandu, cu stetoscopul, cu ce-ți dai seama? Să vezi cum e montat filtrul ăsta de aia. Ia uite filtrul de aia. Ha, mă, că are aer cum trebuie. Ia uite, cu ocazia asta ați auzit și cum sună un N47 cu distribuția întinsă, să zic așa, cu problema. Ia vezi, Sandule, ce avem aici? Alin, ia zi, cât avem? Are, 58 din 58. Cât are? Ceva scrolluri, mai mult de 2, 50. Ți-a zis că dă mai mult de 2 scrolluri. Daytime running lights. Ai și probabil o eroare pe lumini, ce ți mai dă. Ai de fapt mai multe. Dar nu sunt existente. Ce are permanent?
Unknown, unknown, no, no. Yes, yes, ce? Yes, no, flex ray. Da, e jur. Nu avem ce, da, problemele astea. Ok. Exhaust pressure sensor, da, diesel particle unknown, ți-l de câteva ori. Da, e senzorul de oxigen de pe DPF. Da. De cauza tot de ce? Filtrul de particule. Nu se mai intră filtrul de particule în regenerare. Deci ce dacă aveți un control, iarăși aici are too low, deci are o pierdere de aer undeva. Deci dacă aveți codul ăsta, exhaust back pressure, 25800 sau 25400, în general sunt probleme cu senzorul de oxigen de pe spate. Automat, dacă ai probleme cu senzorul respectiv, nu se mai intră DPF-ul în regenerare cum ar trebui și de aici începe să meargă și mașina mai puțin bine. Sabinel, o părere, te rog, e 57-258 de cai. Bun, dacă e servisat corect, e bun, dar să nu iei N5740 fără să-l verifici bine înainte. E verificat și galeria? Da, e înfundată. E înfundată? Grav. Grav, grav? Da, grav. Mulțumesc frumos, Marian Marica. Ne bucurăm că, uite, ai făcut 2500 de kilometri ca să faci distribuția la noi. Să știi că avem clienți care au făcut mai mulți kilometri de atât, dar nu acum, nu facem un top. Bine. Hai, de standule. Dacă puteți, că avem doar 24 de urmăritori în momentul de față, probabil mulți trebuie să la serviciu sau aveți timp printre picături să vă uitați și la noi, dați un share, că ne ajută să ajungem la mai mulți internauți cu posesori de BMW. Sper că nu pui muzică acum, nu? Nu. Se aude cum cârge e. Ia. Nu știu dacă poți să le iei tu. Cârge încă la din spate. Hai că dau un plus 10 decibeli, imediat auzim. Da? Ăsta e microfonul pe care l-am pus. Ai și autografe, Sandule? Da. De la cine pentru tine, a? Așa. Mesaj. Bănuiesc că nu facem test de turbo sau de altele dacă avem distribuția așa bine făcută, să zic. Da. Ca idee, noi facem de fiecare dată poze la diagnoză. Fiecare lucrare are în spate un backup de genul ăsta. Toate erorile care au apărut înainte de a veni la noi și când pleacă de la noi, câte erori au rămas, dacă sunt definitive sau sunt permanente și nu se dorește remedierea lor, pe răspunderea clientului pleacă mașina de la noi. Și cam așa arată. Dacă am băgat o poză, mai facem una. Mereu ți-a plăcut fotografia, Sandule. Da. Ești un împătimit al momentelor unice. Avem cadre 3. De suspans. Avem 3 pagini. Doar 3? Deci, cum vă spuneam, acum 2 zile totul digital. Încercăm să eliminăm hârtia pe cât de mult putem. Eu văd cum faceți să redacăm. Lasă-mă. Strângea Teo ceva, mă, nu făcea motorul așa. Le-am văzut pe astea. Astea sunt cele mai. Charging pressure, ia să vedem charging pressure. Ia să vedem, troubleshoot. 17. Adică să identificăm la câți kilometri? Ultimul l-am luat la 113.684. 200 de kilometri. 200 de kilometri. L-a luat, n-a ieșit pe ea din oraș, așa mi-a zis. Brake pad-ul, brake pad-ul, asta e altceva.
Dacă aveți întrebări legate de 47 și toți suntem cu diagnosticul sau diagnoza pe mașină, puteți să ne pune întrebări aici. Care auziți cum face? Chiț-chițul ăla este de la patină și lanțul de sus. Prin ce operațiuni trecem sandul? Trebuie să facem un test de injectare, după aceea o să facem un test de fluidul de particule. Și o să mai facem un test de turbine. Trebuie să facem și un test de EGR, dar s-au de foarte tare distribuția. Și nu ne riscăm. Că măturează undeva la 3600 de ture când îi face testul ăsta. Am înțeles. Și foarte riscant. Asta ce avem aici? De... Că mai vedem pozele astea pe net și nu... Sunt valorile în timp real la injectare. Exact. Așa trebuie să arate orice... Trebuie să fie cât mai aproape de zero. Exact. Deci ca să ai valori bune la injectare, trebuie să fie cât mai aproape de zero, adică aproape în linie toate patru. Asta are mic pe minus 0,5. Să nu treacă de 1. Asta e cea mai mare problemă. 1. Bă, da, facem ce mai urât aia. Da, bravo. Acum o să turez și atât, spus, dar o turează numai la 2000 de ture. E bine. Da, Marea Marica, F10 este. Am văzut și noi. Deci ne cere să lăsăm mașina la 3 minute la idle, adică la relanti. Și în felul ăsta va măsura BTF-ul. Vedem exact cât de multă frângine are în el sau cât de curat e după caz. Dar în cazul nostru cred că o să aibă mai mult de 25 de grame de frângine în el. Da, mi-am dat seama. De inimioare. Ce ai verificat sandul acolo? Sau de ștoba? Și vii... Acum nu mai face. Păi când pui tu mâna, se ia durerea, mă, ca la, ca la Nurofen. Dumitru Daniel, știi cum e? Nu toți suntem atenți la detalii de genul ăsta. Dar aia, fiecare cu opțiunile lui. Din câte știu, mașina ta arată foarte bine, foarte curat. Hai, Sandu, un pronostic, câte grame de funingine avem în DPF? Eu am zis că peste 25. Nu știu, cred că nu mai... Trei și cinci. Păi nu citește deloc. Da? Uite, minus 388.
Ah, perfect. Și asta să fie de la senzor, dacă nu citește, că altceva nu-mi dau seama. Ca să știi că face rost. Câți kilometri eram așa? O să treci pe mine? Știi că e destul de devreme, adică... 16 și nu i-am schimbat. Destul de devreme pentru distribuția la 113.000, dar uite, apropo pentru cei care întrebați cât ține o distribuție la N47, cazul de față 113.000, distribuția ați văzut cum s-aude. Și acum ce facem? Testul de DPF? Da, testul de DPF. Bogdane, ce rău ești. Nu măsoară nimic, ești nimeni. A început dezmembrarea X6. Ia uitați cum arată un radiator. Dacă aș putea să și focalizez. În cazul care vă întrebați de ce nu aveți aer condiționat la mașină. Și mașina asta e relativ nouă. Stai liniște, Ivane, că nu te bag în cadru, după aia am dat să văd ce faci aici. Dăm scutul termic jos, nu? Auzi, Ivane, e normal să arate așa la kilometri ăștia? Nu gădești câte rugine pe jos pe aici. Germania. Germania? Gen umiditate mare. Da, și sare, soluții, da. Deci când te bucuri că ai pe unde să mergi în țările civilizate, uite ce găsești pe deasupra la mașină. Mai ales iarna. Cazul tău, Marian, e unul mai fericit la 163.000, dar pe-a avut și lui schimbat la 15.000. Ce mai facem acum? Charging pressure de la actuator de la turbo. Și a trebuit să auzim alt sunet la motor în momentul în care face. Da, se schimbă. Se schimbă. Se îngroașe gen, nu? Da. Acum o să auzim sunetul motorului când se face testul de actuator turbo. Se va îngroașa un pic sunetul motorului. Sunt valorile sale. Sunt ok. Sunt ok. Deci dacă urcă 95-98 sunt ok. Da, eu trebuie să fie cât mai apropiat de chiar asta stânga. Asta e set point și asta e cât are în realitate. Am înțeles. De stânga set point-ul și dreapta cât duce. Deci 95-95 înseamnă că suntem valorile cerute. Ce avem noi aici? Avem clienți care vor și cu alte piese, nu doar pune aparatul OE. Așa că le satisfacem rugămintea. Intercoolerul, care arată chiar foarte bine, nu este lovit de pietre. Dacă ați fost mai devreme și ați ascultat povestea despre cutie,
pinul ăsta, de exemplu, se blochează și deblochează cutia, o pune pe neutru. La alte cutii aveți un șurubel aici care împinge și ridică. Și șurubelul respectiv deblochează și pune pe neutru. Dar în același timp este cel și care blochează cutia în parking. De ce vrem, Bogdan, acum? Dacă tu ai avut grijă de el, te ține mai mult. Tu ai avut și prima generație de N47, cea cu patinele din plastic dure, casante. Și ZMG-ul ăsta ce face, Sandra? Aștept, nu mă grăbesc. Așa. Ce motor la F10 recomanzi? N55 sau N57? Păi, viitorul, cel puțin 10 ani, este clar benzină. Din ce văd, majoritatea producătorilor investesc în benzină și hibrid. Deci e clar că avem o șansă să conducem mașini pe benzină în viitor apropiat, mai puțin diesel. O să rămână doar Euro 6 și maxim Euro 5 pentru orașele mari. Cel puțin asta se întâmplă prin afară. Dar dacă iei 535 N55, este un motor foarte potent, ușor de lucrat la el din punct de vedere al complexității. Găsește aceleași piese comune cu N20, de la injectoare, pistoane, etc. Salut, CMB, de ziua. Da, să mă duc la N55, 535. Este un motor care, din punctul meu de vedere, cel puțin generația 2012-2013 în sus, este mult mai bun, pentru că are și turbină cu actuator electronic. Un motor potent, poți să scoți din el cel puțin 380 de cai dacă îi faci soft, stage 1. Dacă umbli la admisie și evacuare, mai stoci până la 420 de cai, liniștit. Dar ca fiabilitate, dacă ai ulei la timp și întreținere corectă, bobine, bujii la 60-70 de mii, nu ai problemă cu el. Dacă mai ai întrebări despre N55, îți răspund cu drag. Dacă mergi puțin kilometri, la fel, mai bine ia-ți benzină decât diesel. Benzina, mai ales generația asta de N, consumă foarte puțin în afară. Rar trec de 6-7% dacă mergi liniștit cu ele. La fel ca și dieselul, de altfel. Doar că consumă mult mai mult la plecările de pe loc. Dacă e hibrid, se rezolvă. Ce faci, Alina? Faci un jump start? Notă, orice BMW se alimentează sau se pornește din față. Nu încerca să porniți direct cu cablurile pe baterie în spate, pentru că veți prăji modulele. Dacă vedeți pe cineva care face acest lucru, opriți-l, pentru că altfel rămâne cu mașina în drum. Da-i curat, curat ăsta. Și bine arată. Am curățat noi. Da? Ah, mă scuzați, am crezut că așa a venit mașina. Ivane, tu te-ai ocupat? Da. Ce vorbești, mă? Ți-a luat cheia din mână, Alina? Salut, Cristian! Ne vedem luni, cum ai scris și tu. Mulțumim frumos! AdBlue? Da. Da, ce urât să fac asta de la AdBlue. Toate.
Toate, da. Asta mă și uitam. Și după aia de întâi de ce dă erori. Vă că să arăt și tampoane noi. Sunt cel puțin așa arată. Așa apar. Pentru la combustibil. Ai terminat cu asta? Da. Oricum, Sabinel, cel puțin benzina pentru noi e pasiune. Dieselul este foarte comun. Ia uite ce avem acolo. Motor desfăcut, reparat, pus la punct din nou. Asta săracu a avut probleme cu cuzineții. E un N20. De curând am avut și un X6M. La fel probleme pe amestec de combustibil. Mașina mergea cu 10 erori pe zi. I-am dat de cap. Produce 575 de cai stoca noastră, pe care ne poartă are 650. Oricând cu benzina poți să fii liniștit. Avem de la tipsuri ce trebuie să faci în plus ca să ai aprindere corectă, până la modificări ce anume vrei să faci la ea pentru putere în plus. Găsim oricând și timp și experiență. E în hibrid acum, nu? Da. Stai, frate, să vin să vă ajut. Stai că mă bag și eu în apă. Fiți atenți ce fac cu degetul ăsta. Păi nu vă ajut eu. N-am luat și ventilator, aer condiționat de temperatura de afară. Cu acest ventilator vom îmbrăci cutiile de viteze. Mai ales acum că vine căldura, ca să putem să facem nivelul la ulei, va trebui să respectăm o temperatură, 35-40 de grade. Iar dacă lăsăm cutia să se răcească de la sine, durează foarte mult. În felul ăsta, cu acest radiator, accelerăm un pic răcirea cutiei și putem să terminăm mai repede lucrarea ca să nu ținem clientul în service degeaba. Ivane, astea sunt alea pe care le-ai spălat azi de dimineață? Da. Ce curate sunt. Și a făcut la noi 17.5, ieri, nu? Da. Ieri. Și revizie. Ieri a plecat cu ea și săruful i-a mers. Dar voi ați dat-o pe necesar, da, că ar trebui schimbat. Da. Se mai întâmplă. Ideea cu las că mai merge, de multe ori nu se aplică. Și ce-i punem? Corteco? Ia uite cum arată. Ma. Da. Fulie întinsător și curea. Clientul îți dorește că Ina am văzut că vrea de la... Doar dacă nu i-a dat cureaua, în altceva să-i afecteze. Cortecul e Corteco. Curia, Ina e întinsătorul și cureaua continental. Foarte tare. Deci cam așa arată o fulie care se dezmembrează în mers. Bă, cred că ar trebui să postăm mai des. Nu, Ivan, ar trebui să postăm mai des reparații de genul ăsta, pentru că nu-ți dai seama niciodată cât de repede se poate strica. Da, Maria Marica, e normal. Vă dai seama că la câte cutii de viteză am făcut? Și fără e ca omul ăsta. Fără e ca omul ăsta. Bă, dacă fulia aia n-a mai mers, asta mai merge. Hai, hai, să nu fim chiar așa. Până la următoarea fulie. Până la următoarea fulie, da. Nu, avem de schimbat și curea. Și curea? Tot, curea, încinzător. Păi altfel nu dăm garanție, parcă, nu? Nu este treaba bună. Nu este treaba bună, da, corect. Apropo de curățenie, domnul Ciocania, uite ce e pe jos. Nici o pată de ulei. Și acum, după ce s-a lucrat deja vreo 4 ore prin atelier, hai să zic 3, că până la 11. Avem aici o pată mică. Asta este o pernă de la
un X6. Ne-am trezit cu mașina, am lăsat-o dreaptă și ne-am trezit cu ea pe o parte. Am crezut că e obosită. Și am verificat perenele și una dintre ele, din păcate, avea o fisură. Și s-a lăsat cu totul mașina. Chiar când trebuia să vină clientul să-și ia, să ia mașina de la noi, ne-am zis, mai fă o pauză un pic, că nu avem cum să o dăm înapoi. Te referi la asta, Bogdan? Daniel, scuze. Daniel Iancu. La asta te referi? La X6? F15? Am mai avut un 5-2-0 mai devreme și clănțănea o distribuție. Chemă medicul? S-a trecut? Da. Ce e ZGM-ul ăla? Da, ce e ZGM-ul ăla? ZGM-ul ăla e un panou care duce la toate calotabile. Am înțeles. Da. Și dacă ăla se strică, nu mai duce nicăieri. Nu mai pune și mai am înțeles. Toate duc la ZGM, ă? Da, chiar mă întrebam mai devreme de la ce mașină sunt piesele astea și acum am văzut. Ca idee, producătorul BMW pentru tampoane, motor, pentru folii, în general Corteco, Corteco face. Ce te zic? Le-ai prins balea cu benzină? Cea cu distribuția l-a schimbat acum, este 3-0, nu 4-0. Am greșit eu, am crezut că este 4-0, dar de fapt este 3-0. Este un F15 din 2016, foarte îngrijită mașina. Până și uite cât de curate sunt, cât de curate sunt etrierii făcuți. Adică cu bun gust, nu vopsiți cu galben. Oricând, cum s-a, Cătălin, te așteptăm. Sandule, ridicăm la domnișoară capota? Mă! La asta ce avem, Sandule? Revizie. Sau unui prieten al nostru, mașina. Dar a avut și e greu schimbat pe garanție, văd. Pare prea nou. Ia mă, Aline, mai ducea 5 km. Mamă, cum arată asta. Dar asta o fi OE sau nu o fi? Cred că da. A fost numai... A fost bine, da. Mamă, bine că n-am pus mâna pe ulei. Să mă șterg de maiuțul ăsta, da. Ce anume? Ia mă să vă încerc. Bang! Cum s-a, Cătălin, să-mi zici ce vrei să mai vezi în plus, că avem material. E, uite, asta ar putea să o rezolve un prieten de-al nostru. De natură că e chiar pe muche. Da, le rezolvă. Avem un prieten, Florin, știi cum le scoate? Dă un polish, nu zici că a fost lovită. Păi n-am îndreptat ușa aia la seria 5. Am avut o ușă înduită pe cam. A ieșit, nici nu s-a văzut că a fost atinsă. Aici probabil din parcare de la băieți. 213.000. Da, 211. Da, Bogdan, la poli jumătate de mașină. Și totuși uite cât de curat este compartimentul motor la mașina asta. Apropo, ce spuneai mai devreme, stai, cum te numești, ca să nu te... Daniel, Dumitru Daniel. Ce spuneai mai devreme, te vezi, la 3 litri altă mâncare de pește. Are ceva în spate de incinător? Incinătorul e pe spate. Trebuie să dai jos motorul? Nu chiar, aproape. Îl dai jos? Îți dăm alternatorul pe jos. Păi de ce, mă? Alternatorul. Tu ești nebun, mă? Nu are. Ce, mă? Cum te dai alternatorul jos pentru utilizatorii? Și-am uitat la cu gaură. Ce gaură? Nu e? Nu mi-am dat. Are două de-aia. Bine, Daniel, ne revedem curând. Cred că mâine o să mai postăm ceva. Mâine avem niște lucruri mai interesante.
Mă gândeam că la fel... O calezi? Alina asta nu se pricepe deloc. Scuturi R X6 ăsta pe dedesubt. Dragilor, astea fi spuse, ne încheiem activitatea, ne auzim pe mâine. Numai bine!